Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața și bun găsit în Deșteptarea. Neața. Sperăm că toate sunt bune, că toate sunt la locul lor, cafeluța e deja făcută și că toată lumea n-a plecat. Măcar și-a făcut planul pentru astăzi. Planul de plecare. Uite, un german a plecat într-o lungă călătorie în compania unui măgar. Hai să spun despre ce e vorba. A plecat în urmă cu 6 luni spre China, pe jos și însoțit de un măgar. Un măgar puterea, zice eu. Deci măgarul e bagajist. Probabil că da. Deci e însoțit, nu călare pe măgar. Da, mă, uite, vezi pe interes. Eu am crezut inițial că l-a luat să aibă și el o companie, știi? Dar de fapt l-a luat ca să-i care bagajele. Bănuiesc că da. Și până acum omul a plecat repede din Germania, a ajuns abia în Slovacia. De 6 luni a plecat și a ajuns în Slovacia. Da, abia în Slovacia. Mă gândesc că fi plecat din Germania, din partea cealaltă, dinspre Olanda sau... De oriunde a plecat. Dacă a făcut 6 luni până în Slovacia, în China ajunge bătrân. Da, asta dacă trece din România, că înțeleg că vine și pe la noi. Vine încoa? Vine încoace, vine spre România. Îl așteptăm să vină la obor. Dacă, auzi, da, dacă îi place și se stabilește aici. Că am văzut mulți expați care au făcut treaba asta. Să știi că sunt. M-am pregătit, zice el, intens de plecare, timp de 2 ani, deci a durat și pregătirea vreo 2 ani de zile. Cel mai mult a durat până am găsit un măgar potrivit. Bă, ăsta deja mie îmi place personajul. Adică ideea că arde gazul deja de 2 ani jumate, 2 ani s-a pregătit și jumate a făcut până în Slovacia. Mă gândesc că l-a oprit și pandemia. Omul își pierde o viață întreagă, adică... Mergem în jur de 10-12 km pe zi. Uite, de asta ajunge foarte greu în... Băi, ești nebun, dar ce da. Face? Adică... În fiecare săptămână avem o zi de odihnă. De se și odihnește, okay. Are duminica liberă. Obosește. Pe 10-12 km faci în 2 ore. Dacă mergi un pic alert, ai 3 dacă te uiți ca și gura. Păi faci tu pe eliptică, nu? La modul păi ăsta. Da. În fiecare săptămână, repet, avem o zi de odihnă și de obicei nici nu știm unde o să dormim peste noapte. Eu cred că ăsta s-a uitat la Asia Express. Da, da, bravo. Mă gândesc. Și inspirat de treaba aia, pentru că nu l-a băgat nimeni în seamă, da, a zis da, da. Că hai că plec până în China. Deci vine în România. Da, omul doarme în cort, da. Și măgarul prin apropiere. Uneori se întâmplă totuși să fie invitați la localnici acasă. Exact ca în show de la televizor, spun eu. Planul e să merg mai departe spre Budapesta, apoi România, Bulgaria și Turcia, Georgia. De acolo, destinația următoare e Iran. În Georgia sunt și ea de la Asia Express, nu? Cred că da, nu știu. S-ar chiar să se uite la show-ul de la noi. Hai să fie pe traseul lor. Da, i-a plăcut. Ce, tot ce e posibil. Aia cât au? Un dolar pe zi sau un euro pe zi? O chestie de genul ăsta. Nu știu, că nu urmăresc cu mare atenție. Dar cert e că ăsta, dacă a făcut 6 luni până în Slovacia, eu zic că în România pleacă în 2023. Că o să-i placă. Eu nu știu cum crede el că iese din România cu bani la el. Lasă, nu. De ce? A, crezi că nu? Se descurcă. De unde vin banii? L-au întrebat reporterii. Am un mic apartament în Germania pe care l-au închiriat, așa că am ceva bani, dar nu îmi trebuie prea mulți, pentru că sunt destui oameni care îmi dau mâncare și mă lasă să dorm fără plată. Uite, ce chirii mai sunt toată în Germania de ăsta și permite de 2 ani jumate să se plimbe cum pregătește măgarul, plimbă măgarul. Abar n-am, și merge. Da, poate e o soluție, să ne mutăm în Germania. Eu zic să vedem dacă îl tragem pe aici, pe la noi, pe la obor, să vadă și el cum e cu micii? Bucureștiul adevărat. Cu mici, cu tot ce trebuie. Să apucă de legume, treabă. Legume, fructe, must. Avem must în perioada asta, dar bine, până ajunge el, cred că prinde mărțișoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.